Asociații profesioniste din domeniul artelor și arhitecturii. Îi mulțumesc domnului arhitect Pasăre pentru că împreună cu domnul arhitect Ionescu m-au contactat și este, această cooperare este posibilă datorită acestei implicări a dumneavoastră în principal. Noi, din Artiștilor Pasăre, sunt doar gazdele acestui eveniment. Mă bucur foarte mult pentru această expoziție reușită a unor proiecte de arhitectură, mai ales că printre noi se află se află foarte mulți tineri care vor să îmbrățișeze această carieră frumoasă și nobilă. Noi, artiștii plastici, la fel suntem fericiți pentru colaborare. În continuare, o să-i dăm cuvântul domnului arhitect Pasăre și domnului președinte ca să spună câteva cuvinte mai detaliate de acest proiect expozițional. Ceea ce vreau eu să spun este faptul că este prima expoziție pe care o organizăm, expoziție de arhitectură în cadrul județului. A pornit de la faptul că anul trecut a avut loc un concurs în cadrul filialei teritoriale Oltenia și ne-am gândit lucrările care au fost adunate la acest concurs să le aducem și la Târgu Jiu, nu să rămână doar la Craiova, să le expunem, astfel încât lumea să audă despre activitatea noastră, să știe ce înseamnă arhitectura și activitatea pe care o practică deci arhitecții. Gorjul face parte din filiala Oltenia, alături de județul Dolj, Mehedinți, Olt și Teleorman. Sperăm ca această expoziție să se plimbe și în celelalte județe, ceea ce s-a întâmplat la noi să se întâmple și în celelalte părți ale filialei. Rezultatul expoziției nu a fost grandios, de fapt nu al expoziției, al concursului, nu a fost grandios pentru că s-a aflat destul de târziu despre concurs, nu au participat toți membrii arhitecți din filială, unii reticenți, alții din lipsă de timp. Sperăm ca ceea ce s-a întâmplat anul trecut și totodată cu ceea ce facem noi astăzi, să trezim interesul tuturor membrilor din filială și anul acesta să capete o amploare mai mare. De asemenea, ceea ce am dorit este, în afara faptului că lumea să ne cunoască, acest mesaj al expoziției este transmis și către tinerii elevi de liceu care vor să dea la facultate la arhitectură, ei văzând efectiv ceea ce înseamnă această meserie.
În rest, legat de concurs, nu vreau să intru în detalii, nu are importanță, relevanță, ci important este ceea ce vedem noi astăzi aici. Cam atât am avut eu de spus. Las pe domnul președinte să spună mai multe. Dacă începem cu tine, Lica, care sunt invitat aici, și să nu începem așa festivist, să povestim că acum câteva zile a fost la Sinaia o manifestare a Ordinului Național, Palul Arhitecților, dar însoțit de niște evenimente culturale, printre altele, o discuție între arhitecți, cei care au participat la Sinaia, și o echipă de elită a intelectualității românești, Vinceanu, Cupreșu și Vicea Cătărescu. Și Vinceanu ne-a descurajat pe toți și ne-a spus arhitecții sunt poate singuri. Ei nu au un dialog la ora actuală cu societatea civilă, nu au un dialog corect cu autoritățile, de aceea poartă întreaga răspundere a actului de arhitectură și pe umerii lor apasă o povară foarte grea. Așa că noi înțelegem ce a spus Gabriel Vinceanu și încercăm să mai scoatem o parte din greutatea poverii care apasă pe umerii arhitecților, încercând acest dialog, care este un dialog foarte important și care se face, dar se face cam în interiorul profesiunii. Există la ora actuală în țara noastră Bienala de Arhitectură, Timișoara ne-a luat-o mult înainte și au niște concursuri și niște programe culturale pe proiecte de arhitectură. Există premiile Uniunii Arhitecților, dar iată că vorba lui Vinceanu, acest dialog nu s-a prea întemeiat până acum. Nu s-a găsit momentul, cadrul conținut, nu știu. Există o ezitare a cetățenilor față de aspectul profesionist al arhitecturii. Ar părea că este ceva împotriva gusturilor generale. Și o astfel de expoziție nu este menită să critique ceva sau să dea replici, dar se creează un pol de calitate a produsului de arhitectură care trebuie cunoscut de către toată lumea și trebuie să contrabalansăm cumva influența enormă a revistelor Casa Mea, Casa Ta, Casa Lux, 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 care de fapt generalizează o arhitectură nu condamnabilă, dar destul de tipizată și industrializată într-o formă care am spune că nu este de proiectiv, dar de fapt sunt un fel de proiecte tip ideitic și practic făcută pentru niște oameni care au niște visuri tip, pentru că astfel nu se poate să te adăbostești într-o casă tip dacă ai visuri personale. Și atunci acest dialog este partea cea mai bună a acestei expoziții și noi promitem că dacă acum cuvintele dialogului nu sunt suficient de numeroase, la anul o să venim cu o expoziție care să nu mai încapă în această sală și să trebuiască să mai vorbim peste drum cu câteva spații și expoziția să fie mult mai intensă și mai bine prezentă. O să vă mulțumim la niște șevalete din domeniul artistic, acolo să le puneți pe șevalete dacă excedent va fi. În spațiul public să fie popular și le vă pune și pe da, chiar binevenită. Eu aș dori să vă mai fac o informare, rod al acestei colaborări. În luna decembrie, așa cum am discutat cu domnul arhitect Pasăre și domnul arhitect Ionescu, se va desfășura o altă expoziție a Ordinului Arhitecților, de data aceasta a arhitecților care activează în Gorj. Și m-aș bucura atunci să-i cunoaștem și să fie foarte activi acești arhitecți, să intre în conexiune cu artiștii plastici și să ne cunoaștem mult mai bine decât ne cunoaștem acum. Trebuie să aduc în actualitate și faptul că avem la Târgu Jiu, în cadrul Liceului de Muzică și Arte Plastice, o specializare de arhitectură.
De aceea sugerez eu, nu știu dacă e potrivit sau nepotrivit, dar ar fi foarte frumos dacă și cele mai importante proiecte ale elevilor de la Liceul de Arte, de la specializarea arhitectură, să fie prezente în acea expoziție, dacă organizatorii vor găsi de cuvință. Cu acestea vă mulțumesc pentru prezență și în continuare vă invit să socializăm împreună și să vedem această reușită expoziție împreună. Mulțumesc!